Bun găsit! Din nou împreună, la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Trăim într-o lume în care fiecare dintre noi ne confruntăm cu așa-numitul rău moral, care oamenii comit lucruri inimaginabile, fie la scară colectivă, fie la scară individuală. Întrucât nu e așa, Dumnezeu a creat totul, înțelegem că și răul poate să fie o consecință care decurge din creația lui Dumnezeu. Dacă totul e creația lui Dumnezeu, implicit și răul poate fi parte din creația lui Dumnezeu. Pentru a găsi răspuns la întrebarea aceasta, stăm de vorbă cu Nisti Popa, pastor al Bisericii Baptiste Betlem din Hațeg. Dacă Dumnezeu a creat totul, de unde a apărut răul? Sau, de ce poate coexista un Dumnezeu bun cu răul moral? Întrebarea aceasta poate să fie extinsă. Vorbind despre Dumnezeul care a creat totul în perfecțiune. Și reacția surprinsă a celor care se întreabă cum de Dumnezeul care a creat totul în perfecțiune a îngăduit apariția răului, cum a pătruns și a penetrat răul în perfecțiunea pe care Dumnezeu a creat-o. Și cred că răspunsul poate să fie. Paradoxal, dar aș porni de la silogismul acesta ateist, care este foarte des promovat în cercurile uh, oamenilor sceptici și care spune așa, uh, dacă Dumnezeu a creat tot ce există și răul există, atunci Dumnezeu este autorul răului, ceea ce este imposibil. Formula prin care noi putem contracara o astfel de uh, obiecție la adresa lui Dumnezeu este una destul de simplă. Folosim paradoxul ca metodă de interpretare și spunem așa, Dumnezeu a creat binele. Și cel mai mare bine pe care Dumnezeu l-a creat este să îngăduie omului să aibă voință liberă de exprimare sau cum îl numim, liberul arbitru. Din pricina acestui liber arbitru sau a libertății noastre de alegere s-a născut răul. Deci formula paradoxală sună în felul următor. Din cel mai mare bine s-a născut cel mai mare rău. Adică din libertatea omului de a decide și de ce Dumnezeu a dat libertatea omului să decidă? Pentru că Dumnezeu vrea închinare din partea noastră, a oamenilor, ori închinarea nu poate să fie decât liberă. Și închinarea perfectă pe care Dumnezeu vrea să o primească din partea noastră are ca o primă condiție libertatea omului de a decide să se închine lui Dumnezeu. Și din pricina aceasta s-a -a format răul pentru că am avut libertatea de a alege între bine și un potențial rău. Prin urmare, Dumnezeu, autorul binelui, dându-ne cel mai mare bine liberul arbitru și libertatea noastră de a ne exercita hotărârile personale în ceea ce privește închinarea față de Dumnezeu, a decurs din toate astea, a decurs răul sau s-a născut răul, pentru că răul în structura istoriei umane este în cele din urmă alternativa binelui. Și aici cu toții ne-am exercitat sau am trăit liberul arbitru, libertatea de a alege. N-a fost numai binele, ci a fost și răul, și aici, în esență, este marele bine pe care Dumnezeu ni le dă să alegem între bine și rău, să ne închinăm lui Dumnezeu sau celui rău, și dacă ne închinăm lui Dumnezeu, să o facem consimțind închinarea aceasta, voluntar și din toată inima. Deci Dumnezeu nu este autorul răului, răul s-a născut din această libertate de a decide a omului pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția lui să îi se închine lui Dumnezeu în modul perfect. Așadar, în lumea noastră, o lume care nu este compusă din oameni roboți, libertatea poate da naștere la alegeri greșite, implicit la rău. Însă, în această lume, avem nădejdea, speranța, Că în final Dumnezeu va interveni cu pediapsa pentru rău și răsplata pentru cei ce aleg binele. Dumnezeu nu este autorul moral al răului, ci în lumea liberă pe care el a creat-o, se naște potențialitatea răului și din nefericire noi ca oameni l-am ales. Însă există o veste bună, că Dumnezeu în final va interveni și va așeza toate lucrurile într-un mod corect și bun.